O fetiță în vârstă de doar 13 ani are o relație cu un bărbat italian de 75 de ani. Fratele Liviei este cel care a dus-o pe tânără în casa lui Franco, cel care îi putea fi chiar străbunic. O fată de 13 ani dintr-o comună clujeană s-a căsătorit cu un bărbat în vârstă de 75 de ani, un cetățean italian. Între cei doi există o diferență de vârstă de 62 de ani, iar bărbatul și-a asumat o relație cu minora și nici măcar procurorii nu au fost prea surprinși de situație. Italianul a fost acuzat de către procurori pentru un act sexual cu un minor și nu de viol. Procurorii DICOT au considerat că Livia, la doar 13 ani, avea discernământul necesar pentru a consimți relații sexuale cu un bărbat de 75 de ani. Cel care l-a făcut practic cunoștința a fost chiar fratele Liviei. Franco avea 75 de ani și locuia în casa fostei lui soții dintr-o comună din Cluj. Pe Livia, care locuia în același sat, a cunoscut-o în decembrie 2020, după ce fratele fetei a luat-o de mână și a dus-o în casa italianului. Ceva timp mai târziu, fata de 13 ani s-a mutat la Franco și a început o relație de concubinaj, precizează DICOT. Două luni mai târziu, el a organizat o petrecere de nuntă și a dat un inel copilei de 13 ani. Abuzul sexual a durat 6 luni, când Livia a plecat la sora ei în Timișoara. Franco a mers după ea și a dus-o înapoi. Însă, din acel moment, fata a refuzat relații sexuale cu cetățeanul italian, fără să fie forțată să le întrețină din nou, subliniază judecătorul de la Tribunalul Cluj, care luna trecută a decis că bărbatul poate fi cercetat în arest la domiciliu.